De aceea suntem nevoiți să ieșim în stradă să ne cerem acest drept legal cuvenit. Astăzi au ieșit în stradă și polițiștii de penitenciare. Reprezentanții ai federațiilor sindicale din Botoșani și din Iași au luat parte la pichetarea sediului penitenciarului Botoșani, iar această acțiune, spun ei, se va relua cu regularitate la un interval de 2 săptămâni. Și-au făcut front comun pentru a-și manifesta nemulțumirea față de măsurile de austeritate adoptate de această guvernare. O guvernare care nu s-a ținut de promisiuni, o guvernare care în campania electorală au promis că va respecta legea salarizării, au promis că vor respecta pensionarii, au promis că vor duce un trai mai bun, însă astăzi ne găsim în fața faptului că aceștia nu vor să îndeplinească ceea ce este prevăzut în lege. De aceea astăzi suntem aici pentru a ne declara nemulțumirea, pentru a le solicita să respecte legea, pentru a le solicita să respecte întreaga clasă muncitorească. Aceștia mai spun că muncesc în condiții delăsătoare. Echitate salarială nu există. Spor COVID-19 nici atât. Aceștia mai spun că poliția penitenciarelor este prima instituție din țară cu peste 1 milion de ore de muncă suplimentare prestate anual. Ne avem de gând să protestăm pe termen nelimitat pentru neaplicarea unitară a legii salarizării, după cum a fost aprobată, neaplicarea deciziilor Înalții Curții de Casație și Justiție care trebuie să aibă aplicare în sistemul penitenciar, pentru lipsa posturilor vacante și nu se oferă nicio perspectivă pentru ocuparea acestora, pentru dotarea învechită din sistemul penitenciar. Nemulțumirile și indiferența cu care sunt tratați îi duc pe angajații penitenciarelor tocmai la Bruxelles, pentru ca structurile Uniunii Europene să afle ce se întâmplă la noi. Toate protestele organizate de către Federația Publicinți și Blocul Național Sindical. Suntem în stradă de pe 31 decembrie și vom sta în stradă până ne vom obține drepturile. Nu vrem altceva decât aplicarea legii salarizării, nu cerem măriri salariale, vrem doar aplicarea legii, vrem eliminarea tuturor inechităților salariale. Protestatarii amenință că dacă doleanțele nu le vor fi ascultate de către mai mari statului, vor urma acțiuni mai dure. Aceștia spun că ar putea refuza să mai presteze muncă suplimentară și ar putea exista exces de zel în efectuarea unor misiuni sau activități. Totodată, vor putea urma acțiuni de tipul grevei japoneze și suspendarea sau chiar blocarea activității. De aceea o să strigăm! Mincinoșii! 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 Mincinoșii!